Vă salut, eu sunt Andrei și fix acum 2 ani, în februarie 2020, stăteam aici, în fața voastră, cu geaca asta, la locația asta de filmare și vă prezentam al doilea model de Dacia Duster. Puneam noi în balanță dacă își merită banii și uite că ori trecut 2 ani, tot cu geaca asta și tot aici, vreau să vă prezint faceliftul de la al doilea model, deci tot al doilea model, dar un pic așa îmbunătățit de la noul Dacia Duster 2021, s-au apărut pe final de 2021 și din nou ne punem să analizăm ce-i bine, ce nu-i bine, ce ne place, dacă merită banii, cum se simte la condus, chestii obișnuite de aici de pe canal. Partea foarte bună e că avem mașina asta de la Webcar, un serviciu care îți aduce mașina dorită până în fața ușii dintr-o rețea de dealer din întreaga Europa și asta înseamnă că putem fi sinceri, pentru că și data trecută am luat un Duster de la un prieten, acum am luat de la Webcar, ei nu țin neapărat să promoveze Dacia și atunci putem să zicem ce nu ne place la ea, ce ne place, să ne dăm obiectiv și sincer cu părerea, pentru că atunci când stai în fața oamenilor și le prezinți ceva, aș fi cam nașpa să-i minți, nu? Așa că hai să începem. Și dacă vă întrebați de ce era nevoie de un facelift, adică puteți să ziceți, bă, dar păi vechiul Duster nu era bun, oricum lumea nu-l cumpără pentru nu știu ce modificări estetice, lumea îl cumpără că își face treaba cu el. Ei bine, îți faci treaba, dar vrei să arate și bine, mai ales că tu ai competiție care mereu scoate ceva nou și frumos și la preț atractiv și atunci trebuie să avem mereu îmbunătățiri. O îmbunătățire de care mă bucur foarte mult nu sunt pozițiile astea de zi, pentru că, sincer, îți fain, arată bine, dar mă bucur mai tare de faza scurtă pe LED. Faza lungă a rămas în continuare pe halogen. Cei de la Dacia nu au neapărat o explicație de ce nu au pus și pe fază lungă LED, dar teoria mea e în felul următor. Știm bine că Dacia face mașini ieftine, care să fie ieftin de produs și cât de cât ieftin de achiziționat. Și ce vedem aici, sau mai bine zis, ce nu vedem aici, spălător de faruri. Prin faptul că au lăsat halogenul pe faza lungă, ei își permit să nu pună spălător pe faruri, pentru că legea spune că trebuie să ai spălător pe faruri la xenon, LED sau laser, dacă e full, dacă ai un pic de halogen, e gata. Deci au scăpat ieftin, au economisit niște bani în felul ăsta. Se laudă cei de la Dacia și cu o grilă restilizată, care, da, nu mă plâng, arată bine, îmi place cum arată. Pe lateral observăm tot acea statură, bineînțeles, însă, care e primul lucru care îl vezi? Jantele. Care, da, chiar sunt mai frumoase și dacă te uiți așa bine, bine la ele, cumva logo-ul Dacia se regăsește în ele. Dar care logo Dacia? Nu ăsta din prezent, care încă l-o răsa pe Duster, că probabil mai aveau embleme în depozit și au zis, apoi ce să facem, punem emblemele vechi? După cum știm, Dacia și-o schimba logo-ul, în viitor nu o să-l mai vedem pe ăsta, o să vedem logo-ul ăla modern, care arată bine, îmi place, pare așa mai daci liberi din viitor. Și în partea din spate regăsim tot așa stopuri care sunt mix. Mix în sensul că au și componentă de LED, dar și becurile tradiționale, ușor de schimbat, pe care îl fac pe Duster să fie ieftin de întreținut și totuși un pic cool, aș putea zice. Adică, eu trebuie să vă recunosc, mie în general îmi place Dacia Duster, e o mașină pe gustul meu, avea plusuri, avea minusuri la vechiul model, majoritatea mie îmi plăceau, poate acum prețul e un pic destul de mult pentru că mașina asta e echipare Prestige și prețul începe de la 18.000 de euro, peste care se mai adaugă dotări pe care vrei, nu vrei, ți le cam pui. De exemplu, chiar dacă îți cumperi modelul Prestige, care, atenție, e cumva cel mai bine dotat model, să zicem așa, pentru că ai versiune de bază, versiune confort și apoi Prestige-ul, tot trebuie să plătești 150 de euro pentru încălzirea în scaune. Nu pot să mă plâng că măcar nu-i mult, e 150 de euro să ai încălzire în scaune. De exemplu, dacă vrei să-ți cumperi Duster-ul ăla cu 18.000 de care vă tot zic, echipare Prestige, ei bine, la 18.000 nu primești motorizarea asta, că primești un 1.0 benzină, 3 cilindri, care nu zic nu, e bun la consum, dai tracțiune față și după părerea mea să nu-ți iei un Duster 4x4, e un pic o pierdere, adică mie îmi place Duster-ul 4x4, nu tracțiune față. Și dacă vrei 1.5 dieselul care îl avem noi aici, binecunoscutul 1.5 diesel, 116 căluți, deja ajungi la un preț mai mare de 18.000, ajungi la 19.300. Dacă vrei să fie și 4x4, ajungi la 21.600. Deci motorul ăsta și 4x4 deja îl face 21.600. Mai pui încălzirea în scaune de care discutam, poate mai pui și plasticele pe lateral, alea la uși care acum vin ca și extra opțiune.
ajungi, mai sare prețul. Deci eu zic că poți ușurel cu modelul ăsta Prestige 4x4 diesel să ajungi la 22.000 de euro. Ceea ce adevărul e că nu-i puțin. Dar dacă te uiți pe site-ul Dacia, când te uiți acolo la Duster, o să vezi că scrie un SUV veritabil. Ceea ce sună bine și cred că l-or defini bine, chiar dacă de fapt ca și marketing eu aș face ceva mai, aș propune ceva mai ok. Adică ce înseamnă veritabil? Veritabil înseamnă real, nu? Că zici, bă, da mă, e veritabil, e real, există. Deci, practic, definiția lui e Dacia Duster, un SUV real. Păi toate SUV-urile reale și atunci, practic, e Dacia Duster, un SUV. Ceea ce e corect, da, e un SUV. E un SUV la 22.000 de euro cu care să-ți faci treaba și nu intru în polemici foarte multe, dar prețul, cumva, decide fiecare dacă merită. Dacă vrei o mașină nouă cu 0 km, cu abilități decente, de, hai să nu zic off-road, ci de drumuri rele, s-ar putea ca mașina asta să fie pentru tine. Și dacă tot stai la capitolul marketing și cum se promovează Dacia Duster, pe site-ul lor, intri pe Duster, Dacia, fostă firmă românească, care se vinde românilor, bine, se vinde și în vest, intri acolo pe broșură și-s niște poze. Bă, și la pozele alea au pus o poză cu Duster-ul la munte, nu la munte, la mare, la surf. Când merg românii la surf? Adică, poate nu sunteți curioși de chestia asta, dar pe mine mă deranjează. Eu vreau o mașină care se fabrică în România să-i facă o ședință foto la noi, la Mioveni sau la noi în Carpați. Băgați un porc în portbagaj, faceți ceva românesc, puneți un salam, un cârnaț de ăla de porc și Dacia Duster, mașina românului. Mașina românului care la video trecut am băgat de vină și l-am măsărit un pic în cap pentru că nu-mi place cum arată aici. În continuare nu-mi place cum arată aici, am înțeles, nu contează aspectul, dar pentru mine personal, cum vezi aici, sper să se vadă pe filmare bucățile astea de material care se și desprind la o mașină nouă, no, un pic mă nemulțumesc, adică nu-ți inspiră calitate, dar aia e Duster-ul. Mergem un pic pe locurile din spate. Să vedem cât loc avem aici și tot așa, ca și extra opțiune, să ne curățăm, avem, ce credeți că avem? Două prize de USB, pasagerii din spate să-și bage telefonul la încărcat. Încă nu avem climatizare ca și extra opțiune, înțeleg, e o mașină ieftină, dar e o mașină ieftină care ajunge scumpă și dacă tot te arunci cu banii la dotări, de ce să nu poți să ai și o posibilitate de climatizare și în partea din față se laudă din nou cei de la Dacia că au schimbat tetierele și le-au schimbat, recunosc, tetiere care arată bine, dar nu cred că își cumpără cineva Dacia Duster pentru noile tetiere. E o îmbunătățire, avem aici o tapiserie mai frumoasă pe care o găsim doar pe echiparea asta Prestige, practic pe Duster-ul de bază nu găsești tapiseria asta așa frumoasă, cu suport lombar reglabil manual, merge un pic greu, dar merge, e numai la șofer, aș fi vrut și la pasager, pentru că și pasagerul poate să aibă probleme cu spatele, adică dacă conduc eu 8 ore și în dreapta stă cineva, și ăla vrea să-i să țină spatele drept, nu știu de ce se pune numai la șofer, cu 4 geamuri electrice, cu volan îmbrăcat în piele, lucru de care mă bucur foarte tare, se simte foarte bine în mână, calitativ, îmi place și pe scaune, stai foarte bine să știți, și cei tare că au schimbat navigația. Pentru că vă ziceam la fostul model că mă deranjează navigația care părea groaznică, asta ori mai îmbunătățit-o, adică părea ca o navigație care zici că a lucrat cineva o zi la ea. Dacă îți cumperi un Duster 4x4, ai și info 4x4, ceea ce-i tare, eu sunt entuziasmat de chestiile astea, zice cât de mult ești înclinat, la ce altitudine ești, uitați-vă, filmăm la 774 de metri deasupra mării, bineînțeles, deci suntem la înălțime cu acest Duster, ai și driving eco ca să vezi cât de bine conduci, uite, eu n-am fost băiat cu minte, am condus destul de puțin eco, radio, media și acum, bineînțeles, Android Auto, care e binevenit pentru că mi se pare că la mașinile din prezent e necesar. Îl conectez prin cablu, încă nu s-a băgat opțiunea cu wireless și nu o să bage prea curând la Dacia Duster. Și separat poți să-ți încarci telefonul, mai ai o priză de 12V, climatizare automată pe o zonă, dar asta din nou doar la modelul Prestige. Sau nu știu cum se pronunță exact, probabil vine din franceză. Prestige. Prestige, Prestige, nu mă pricep. Dar dacă ții modelul Seraki, ăla are climatizare manuală și ok, după mie nu mă deranjează. Mie și mașinile cu climatizare manuală mi se par foarte bune. Îți pui căldura pe 2 și dă-i să meargă. Nu contează chestia aia. Cutie manuală în 6 trepte,
Dar dacă îți cumperi motorizarea aia șmecheră pe benzină, poți să-ți iei, costă 50 de cai, poți să-ți iei cutie automată, dublu ambreiaj, ceea ce e bine, bine venit. Sunt mulți oameni care sunt dispuși să plătească în plus pentru o cutie automată. Și bine, așteptam asta de mult timp, deci mulțumim Dacia, apreciem. Apoi, bordul seamănă cu bordul vechi, aici avem un loc de depozitare, îți mai pui un telefon, torpedo, relativ adânc, mai depozitez una alta. Ce mă nemulțumește pe mine e că dacă au schimbat tableta asta, care e mai bună, nu-i perfectă, e mai bună, e mai practică, arată mai bine, are și mod de noapte, se oprește, se vede numai negru ca să poți conduce liniștit. De ce n-au făcut nimic cu bordul? Deci, computerul ăsta de bord arată jalnic, îmi cer scuze. Poate unii fan Dacia o să zică, Andrei, tu nu înțelegi. Bă, eu înțeleg că mașina asta la 22.000 de euro îmi dă un bord din 2004. Așa arătau bordurile în 2004, nu-i nici măcar colori, alb-negru. N-am așteptări enorme, dar totuși, no, putea să fie ceva mai ok. Nu cer virtual display să am aici ecrane, ca la Mercedes. Un computer de bord mai frumos, să văd și eu acolo pe computerul ăla de bord și telefonul mobil, că nu-i greu de făcut. Acum, eu n-aș vrea să trec încă la partea de test drive până nu discutăm despre un aspect. Pentru că atunci când îți cumperi un Duster nou, zici, bă, vreau să fie la preț cât de cât ok. Păi cât de cât ok, da, SUV-urile devin din ce în ce mai scumpe, avem inflație, toate se scumpesc. Vrei să fie ieftin de întreținut? Da, Dacia Duster e ieftin de întreținut. Dar vrei să fie și sigur la accident. Și vă povesteam la Dacia primăvară că eu nu sper să scoată mai mult de o stea. Și așa a și fost când au apărut testele, că am filmat-o înainte de teste. O stea o scos la Euro NCAP, ceea ce e groaznic. Eu nu pot să-mi cumpăr o mașină nouă cu o stea. Hai să fim serioși, adică în 2022 îți cumperi o mașină cu o stea. Dacia Duster are 3, ceea ce e mai bine, nu? Adică 3 stele. Eu zic că dacă vă uitați pe raportul de la Euro NCAP, nu puteți să ziceți că e varză la accident, e ok, e bună, nu-i the best. La același preț probabil poți să-ți cumperi un Suzuki Vitara, care are mai multe stele la accident, dar Duster-ul are avantajul faptului că e ieftin de întreținut și că să știți că nu-i fraier deloc la off-road. Acum așa aici ați dispute și dispute cu faza de off-road, că sunt unii care zic, bă, dar nu-i genial, mă, nu-i Nissan Patrol, nu rupi cu el văile. Dar sistemul 4x4 la viteze mici până la 50 la oră funcționează bine. Într-adevăr, dacă mergi mult cu el cuplat și tot stresezi mașina prin noroaie, decuplează și rămâne numai tracțiune față pentru că se supraîncălzește. Dar prin faptul că e făcut să poți să decupleze, te și ajută la consum, adică mergi doar tracțiune față în 90% din timp. Asta nu e o mașină de off-road. Deși eu aș vrea să am un Duster să cutreier cu el văile, așa că Dacia, dacă vedeți asta, puteți trimite un Dacia Duster aici la Cluj de off-road, dar e o mașină 80-90% mergi pe asfalt și când ai nevoie, drumuri de țară, drumuri nașpa, gropi de nivelări, un pic de zăpadă, o să-și facă treaba, după cum vedeți că plecăm și de aici, nu o să putem să-l băgăm în chestii extreme, pentru că mașina e nouă și nu vrem să abuzăm de ea. Pornim un pic motorul, pentru că începem partea de test drive, aici în mini off-road-ul ăsta, dau pe loc, ceea ce înseamnă că am blocat 4x4, nu-i diferențial, dar asta înseamnă că e mereu 4x4, că altfel, dacă îl pui pe auto, mașina se îți învârte spatele doar când derapează fața. Așa, în schimb, dacă ești pe loc, poți să mergi un pic, să faci așa un pic de off-road cu ea. Hai să vedem. Ne uităm că spatele lucrează chiar destul de bine, adică nu pot să zic că nu-s mulțumit, ba chiar sunt foarte mulțumit. Uite, și dacă ar fi să mă întorc, am câteva denivelări pe aici. Asta e cam maximul ce ar face un proprietar normal care ar folosi mașina asta uneori așa să mai intre pe un câmp. Altfel, pentru mai mult decât atât, probabil trebuie să apelezi deja la modificări, la alte cauciucuri, la altă suspensie, dar uitați-vă ce bine se înclină, simt că se învârt toate patru roțile, chiar dacă sunt pe zăpadă, am cauciucuri de iarnă și sunt destul, adică mașina îmi oferă mult confort psihic pe asemenea denivelări, nu simt că n-ar putea, adică doar mă joc cu ea. Ceea ce îmi place foarte mult, e una dintre calitățile principale ale Daciei Duster pe care le iubesc. Faptul că mașina asta poate să meargă așa, pe oriunde. În schimb, una dintre minusurile Daciei Duster
pe care pe mine m-a deranjat enorm și eu am zis, bă, mașina asta e, no, e super bună, dar nu, n-aș putea trăi cu așa ceva, e antifonarea. Pentru că, după cum știți, fostul model de Dacia Duster, atunci când mergeai cu el și la 80 la oră, simțeai că decolezi, s-auzea vântul foarte, foarte puternic și nu-i ceva care să zici, da, bine, mă, pe mine nu mă interesează. Pentru că mergi pe autostradă la 130 la oră, dacă te duci 2 ore pe autostradă, nu că te doare capul, dar te obosește, pentru că zgomotul ne obosește. Noi când auzim zgomot, devenim automat mai alerți și în timp obosești mult mai rapid decât într-o mașină în care e liniște și pace. De asta am o veste genială de care eu sunt entuziasmat. Mie mi se pare că pe facelift antifonarea îi clar mai bună și că nu mai auzi atâtea prostii de afară, nu mai te bate vântul prin uși, cum era la modelul anterior, care era inacceptabil. Acum mergi și la 100 la oră și nu auzi. Mergi în confort. Nu vă imaginați că e S-Class. Nu, e tot Dacia Duster. Dar ori îmbunătățit, zic eu, considerabil antifonarea și asta îl face un SUV mai potrivit pentru drumurile lungi, pentru drumurile în afara orașului, pentru mersul pe autostradă. Nu o să te duci pe autostradă la 180 la oră, nu e o mașină de viteză, dar mergi în viteza legală, 130-140 acolo și credeți-mă, ai confort, am testat. Ceea ce mă mulțumește foarte tare pentru că era una din nemulțumirile mele principale, după cum v-am spus. Treapta întâi, în continuare, incredibil de scurtă, dar asta e bine pentru că te ajută atunci când mergi în drumuri de off-road, în drumuri de țară, în drumuri rele, te ajută să ai putere la ture relativ, la viteză relativ mică, tu ai ture mari și atunci ai putere. Practic e ca un fel de reductor de buget, să zicem. Deci ai putea relaxat să pleci cu a doua de pe loc, uitați, plecăm cu a doua de pe loc și n-are nicio treabă, nici măcar nu trepidează. Deci cumva treapta întâi în continuare foarte scurtă, dar ai 6 trepte și mergi la consum, la 100 la oră în treapta 6-a, tu ai undeva la 2000 de ture, ceea ce e viteza perfectă de consum pentru mersul în România, nu pentru mersul pe autostrăzi foarte mult și așa mai departe. Acum, n-are rost să vorbim despre stabilitate, cum stă pe viraje și chestii de genul, pentru că e un SUV, nu e un SUV sportiv, e un SUV chiar cu tendințe de off-road, se înclină, are balans, nu mergi cu asta sportiv în viraje, mai ales că 4x4 ora, dacă îl pui pe loc, nu stă, la peste 50 la oră nu mai ai 4x4, ai tracțiune față. Și atunci tu ai o mașină în tracțiune față, de fapt, când mergi cu viteză, nu ne așteptăm să aibă nu știu ce abilități. Dar nu mă interesează, din nou, pentru că Dacia Duster e o mașină de mers normal, cu viteze normale, peste tot. Nu merge tare, dar merge peste tot. Și cred că auziți deja și voi, avem 75 la oră și e destul de liniște în cabină, lucru care pe mine mă entuziasmează foarte, foarte mult și mă face să mă gândesc cum ar fi dacă pe viitor aș avea un Duster, așa, cu niște cauciucuri all-terrain și m-aș putea duce cu el aproape peste tot. Nu off-road de la greu, dar mă duc cu el peste tot și aș fi mulțumit, întreținere ieftină, consum bun și nu, cumva nu ți-e milă de mașina asta, adică și dacă o zgârii, și dacă dai cu ea în gropi, știi că e un Duster, mă, asta nu e mașină de lux. Poate să fie zgâriată, poate să fie îndoită, important e să pornească și să-și facă treaba. De aia, eu o să vă surprind, poate chiar o să vă enervez și o să-i dau acestei mașini 5 stele. Pentru mine e mașină genială. Dacia Spring era de o stea, asta e de 5. No, gândiți-vă ce nebun sunt. M-am tot gândit, zic eu, bă, cum dau 5 stele la Dacia Duster, adică nu știu dacă merită. Nu am ce să-i bag de vină. Dacă te uiți la ea ca și la o mașină simplă cu care să-ți faci treaba, un pic scumpă, dar acum tot e scumpe, nu ai ce să-i bagi de vină. Antifonare, are dotări, vrei climatizare, are climatizare, vrei cameră de mașalier, are cameră de mașalier, vrei 360, are și 360. Ce să-i mai bagi de vină? Băgați voi de vină, da, nu-i perfect interiorul, e plasticos, da, ai Duster-ul, să fim serioși, nu vrei plastic, ți-ai Audi. Vrei plastic și nu te deranjează? Asta e mașina. Dați-vă și voi cu părerea, mie îmi place enorm de mult. Eu am fost Andrei și bineînțeles că ne vedem la următorul. Salut!